Îmi zici și mie ce a fost faza asta? Care faza? Tu m-a menit pe mine? Nu te-am menit, dragă, eu pe tine. Cum îl iei tu pe Robi fără să spui nimic? Nu răspunzi la telefon, nu... Tu știi că noi am crezut că a fost răpit? Așa, și e problema voastră. E și copilul meu, nu o să dau niciodată explicații pentru ce fac cu copilul meu. Suntem o familie! Comunicăm între noi! Știm unii de alții! A, da? Comunicăm? Hai, Petru, comunică! Hai, vorbește! Ce vrei să știi? Sincer, nu vreau să știu nimic. Am aflat deja că mă înșel cu ea. Ce ai aflat, ia? Zici ce ai aflat? Că umbli cu ea pe la spatele meu. N-am vrut să fie așa. Ce, să mă înșel sau să aflu? N-am vrut să te rănesc. Prea târziu. Îmi pare rău. Să știi că am pus toate pastilele din flaconul ăsta în paharul ăla de pe masă. Alice! Ia-ți mâna de pe mine! Ia-ți mâna de pe mine! Vreau să mor! Bună seara! Am pierdut ceva? Ce dor mi-a fost de tine! Păcat că nu sunt molurile non-stop. Mai stăteai și tu un pic. Ce? Să nu mai beau cafea? De ce? Că fac pungi la ochi și nu mai dorm noaptea. Exact. Ei, află că o să fie o noapte lungă. Păi crezi și eu. Sper să te înfiși bine în ea. Se poate să ne facă în halul ăsta de rușine? Important e să nu se supere Petru. Da, baftă. Eu nu știu cum o să reacționeze când o să audă că sorsa a fost săltată de poliție că a intrat prin infracție. Ce ai spus? Ce poliție? Ce infracție? Ce abereze acolo, Gabi? Păi noi despre ce vorbim? Despre Alice, că l-a luat pe Robi, dar tu ce spui? Despre ce vorbești? Ce s-a întâmplat? Ce a făcut Emma? Gabi! Zi! Vrei să torni ăla pe gât? Zi! Emma a intrat într-o casă și a fost ridicată de poliție. Și ea unde e acum? E bine, s-a dus Pavel să o ia. E ok. Cu ce am greșit? Auzi? Asta ce mă? Să nu-mi zici că ăștia o aduc acasă cu mașina de poliție. Nu e poliția, e salvare. Salvare? Da. Au ajuns? Ce s-a întâmplat? Alice a vrut să se sinucidă. Doamne, iartă-mă, Alice! Doamne, ferească-mă, ce casă de nebun. Dar la cine o fi venit, mă? Eu fi plăznit lui Otilia Vovenă. Termină-mă. Sau poate Gabi l-a prins pe Pavel cu mâna în paș și l-a împușcat, hă? Mă, nu e frumos să râzi de necazul altuia, zău. Sau poate că... Ce e? A fost... Salvarea a venit la vilă, dar l-am trimis pe Sorin să vadă ce e. Ți-am zis că am auzit o sirenă. Pentru cine a venit? Nu știu, nu o să ne zică Sorin. Dar văd că nu face nimic, nu știu. Sau poate că nu mai e nimic de făcut, dar parcă așa avem. Mă duc să văd ce e. Nu, Lia, lasă-i în pace. Dacă a pățit Robi ceva. Sorin. A, Sorin! Ia zi, mă. A pățit Robi ceva? Nu, Robi n-a pățit nimic, stai liniștit. Pavel în pușcă, nu? Tata! Ce vrei, mă? Deci am fost să o duc pe Emma în casă și... Și? Toată lumea era agitată și... Hai, mamă, zi, mă, zi-mă, ce e? Alice a vrut să se sinucidă. Ce? E vina mea. Nu, Lia, nu e vina ta. De e bine să iar păcași în casă, ți-am zis. E vina mea. Păi, tata, eu vorbesc serios. E vina mea. Nu e vina ta. Hai, liniștește-te. Nu e vina ta. Hmm.
pacienta a evacuat conținutul pastilor după supărătura gastrică. I-am făcut o perfuzie, deoarece era deshidratată, dar se simte bine, este mai bine. Da. Vă recomand să mergeți la un psihiatru. În mod normal ar fi trebuit să anunț eu. Știu, dar ea a trecut printr-o comă de 3 ani, adică a trecut prin destule deja, nu? Am înțeles. Să fieți multă supărătăreață atunci. Bine, sigur, sigur. Nici nu știu ce să spun. Jur. Ai putea să-mi spui că mă iubești? Atâta vreau să aud. Nu pot așa. Dar tu vrei să mori? Nu. Cum să vreau să mori? Vreau să fii fericită, să te bucuri de viață. De ce nu-mi spui că mă iubești? Te iubesc, dar să nu mai faci asta niciodată, bine? Nu s-a întâmplat nimic. Cum nimic? Ce-i asta, Alice? Ai mințit cu așa ceva? Ce vreau să-l fac cumva să mă iert? Măi, fată. Ce s-a întâmplat? A vrut să se sinucidă. Ce? Da, a luat un pumn de pastile. E fenomen. Nu, te rog, nu spune asta. Ea așa era și înainte. Serios, a tras de volan. Adică... Știi ce mi-a zis? Ce? Mi-a zis că dacă nu dispar din viața voastră, o să-l ia pe Robi și nu o să-l mai vezi niciodată. Nu întreagă la cap. Bă, cât tupeu poți să ai? Tu ce mai vrei, mă? Sora mea e sus, singură, a încercat să se sinucidă. Și așa. Tu stai și o arzi cu Bona? Cu Lia. O cheamă Lia, bine? Cheamă cum vreau eu. Gata, calmați-vă! Începeți iar... Andy, du-te la sora ta. Cred că i-ar face foarte bine. Da, chiar da. Hai, mergem? Hai, mă, du-te, că du-te și eu. Tu. Noi de avem de vorbit. Du-te, mă!